Propusă astăzi rezolvă problema de mașinilor titulare care vor merge la orele stabilite, dar introducem prin această actualizare și mașini suplimentare pentru elevi, astfel încât la orele de vârf elevii să aibă, să dețină un mijloc de transport către școală. În momentul în care sunt navetiști care reclamă că și pe alte trasee nu sunt curse suficiente. S-au luat în discuție absolut toate solicitările, majoritatea lor au fost rezolvate cu operatorii, astfel încât pe toate zonele, pe toate cele 9 grupe, se vor introduce mașini suplimentare pentru elevi la orele de vârf.